Salut! Eu sunt Kivi de la transuman44.ro, iar astăzi avem un nou episod de unboxing. În spatele meu este cortul Overlander Armor Top. Este vârful de gamă al corturilor Overlander. După cum v-am obișnuit, corturile Overlander se desfac singure. Ia, împinge-l pe mine. Dar cred că trebuie să fie mai aproape. Da, trebuie să fie el mai aproape. Hai, mai în față. Odată ce l-am desfăcut din cutie, putem continua dezansamblarea acestui minunat bubble wrap. După cum putem observa, spre deosebire de modelele Adventure și Explorer, cortul Armor Top vine gata montat cu barele longitudinale. Deci am sărit peste acest pas care ne lua ceva vreme. După cum am menționat și în episoadele anterioare de unboxing, este obligatoriu să desfacem cortul pe sol înainte de a-l pune pe mașină, pentru că în interior găsim toate cele necesare pentru montajul cortului pe mașină, plus, în cazul acestui cort, vom avea și câteva accesorii extra. Sistemul de închidere la cortul Armor Top este destul de simplu. Are doar 4 cleme, 2 pe față, 2 pe spate. Pe față, mai exact pe lateral, desfacem cele de pe față prima dată, iar apoi îi dăm un mic impuls, iar el se va ridica singur. Aici vedem o coardă elastică. Această coardă ne ajută la o montare mai rapidă atunci când strângem cortul. Această coardă ne trage tot materialul înăuntru și atunci nu întâmpinăm probleme să ne rămână fusta în afara cortului. În interiorul cortului vom găsi o scară, un săculeț cu toate șuruburile și toate prinderile, bețele de la ferestre, săculețul pentru păpuci, și nu în ultimul rând, barele transversale. Aceste bare pot fi montate opțional, dar vin incluse în pachet, pot fi montate pe acoperișul cortului. Asta ne ajută cu salvarea unui spațiu. Dacă, nu știu, mergem la schi cu cortul sau mergem cu un caiac sau cu un stand-up pedal, toate aceste accesorii pot fi montate deasupra cortului cu ajutorul acestor bare pe care le vom monta ulterior. Odată ce am terminat de scos toate accesoriile din cort, îl vom închide și în funcție de dacă aveți nevoie de aceste bări sau nu, veți sări peste următoarea parte. Vom începe cu montatul barelor transversale de pe plafonul cortului. Accesoriile pentru barele transversale le veți găsi în săculețul, cred eu, crem, sunt discromat, dar bănuiesc că acest săculeț este crem. Vom găsi aceste 4 tălpici, plus șuruburile și piulițele necesare, plus un imbus pentru a strânge toate șuruburile. Vom începe cu montatul acestor plăci. Dacă ne uităm atenți, avem 2 tipuri de piulițe, unele pătrate, unele mai rotunjite. Vom folosi piulițele pătrate pe capătul șinelor. Nu le lăsăm să fugă. 2 piulițe. Avem piulițele pe bară, după care luăm 2 șuruburi, prindem frumos perpendicular prinderea cu cele 2 șuruburi, iar apoi folosim cheia imbus pentru a le strânge. Repetăm manevra pentru celelalte 3 capete. Le strângem provizoriu până când vedem distanța necesară ca să putem încadra cortul perfect, după care le punem la distanța dorită pe cort. Pentru a le prinde vom folosi celălalt tip de piulițe, cele un pic rotunjite. Acestea vin introduse pe canalul cortului și vom introduce toate cele 4 pe capătul din spatele cortului, pentru că pe capătul din față, pe aceeași șină, avem prinsă închizătoarea. Acum pot reveni și cei care nu au nevoie de aceste bări, dar noi le-am montat. Vă puteți imagina aici o bicicletă, 2 perechi de schiuri, un caiac mare, cât mine de mare. Am terminat tot ceea ce ținea de cort la sol. Acum îl putem pune pe mașină. 1 și...
ca în orice pachet Overlander, 2 chei, 4 platbande, 8 aripioare de aluminiu pe care vom pune cele 8 șuruburi lungi și ați întreba ce este cu acest cablu USB. Vom vedea un pic mai încolo. Introducem 2 șuruburi pe fiecare capăt al bărilor longitudinale, după care începem să le strângem. Unul dintre avantajele la cortul Overlander este faptul că scara se poate monta pe oricare dintre cele 3 părți. Stânga, dreapta sau chiar în spate. Asta dacă nu aveți ceva dubiță, la care sistemul de deschidere este în sus. Atașăm și scara, la fel ca și la celelalte corturi. Ajustăm scara în funcție de înălțimea mașinii, cumva de jos în sus, adică excesul să-l avem sus. Deschidem din nou cortul, de data aceasta pe mașină. Ca și prima dată îi dăm un mic impuls, după care el se deschide singur. Dăm un prim ochi în cort. Fiind vârful de gamă al corturilor Overlander, avem o saltea mult mai groasă, chiar dacă 2 cm nu înseamnă neapărat mult mai groasă, dar diferența de confort este enormă. Înăuntru putem vedea că avem spații de depozitare, avem fereastră chiar și la picioare, una foarte mică, dar foarte eficientă. Ca să ajungem la ea, în primul rând, trebuie să îndepărtăm corzile elastice interioare care ne ajută tot la montarea și demontarea cortului. Chiar și la această fereastră avem plasă de țânțari. Vă spuneam, această fereastră este foarte importantă. Noi am folosit cortul acesta anul trecut, undeva aproximativ 40 de nopți. Fereastra ajută foarte mult la reglarea temperaturii interioare pentru că se creează foarte ușor un curent de aer plăcut în interior. Vă spuneam la începutul videoului de cablul de alimentare care vine atașat la LED-ul interior. Toată lumea are o baterie externă pe acasă. Ne atașăm bateria externă și avem panou de comandă atât pentru intensitate, putem să dăm mai încet, mai puternic lumina, cât și temperatura de culoare. Având posibilitatea să avem lumină rece, neutră sau caldă. Sau putem să-l oprim. Ca la orice cort, prima dată montăm partea de jos, apoi pe rând colțurile ferestrei vin introduse și cortul este complet montat. Suportul de încălțăminte care vine pe șina de sub cort. Mulțumesc că m-am urmărit până la final. Eu sunt Kivi de la Transuman44.ro. El este Overlander Armor Top. Pentru mai multe întrebări, nu uitați Transuman44.ro. Iar dacă vrei să vezi mai multe episoade de unboxing, nu uita de like, share and subscribe.